Salutare și bine ați venit la LPS Bela. Este ajunul Crăciunului, așa că ne-am gândit să-i facem o surpriză Bela. Veniți aici, gente. Uitați cum arată casa ei. Wow! E oribilă. Știi? Cum poate să-i faceți așa ceva unui bebe? Vedeți? Adică, uitați-vă. E oribilă de mic. E oribil de mic. Haideți să-i facem o surpriză acum de sărbători. Și să-i dăm o casă mai mare. Ne-am transformat în visuri la cheie. Da, dragilor, în visuri la cheie. Haideți să facem, să realizăm. Mă rog, înțelegeți voi ce vreau să zic. Haideți să-i facem visul, să-i realizăm visul. Așa, perfect. Mai întâi trebuie să strângem LPS ăștia care o să ne ajute. Și toate lucrurile astea, hai să facem o casă minunată. Da, nu un accesoriu. E foarte șmecher. Visul, ok, au. Pam, 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 pam. Ai dus casa. Bine, acum o să vedeți o magie. O să vă arăt o magie. Deci vedeți toată grămada asta. Acum va dispărea. Ți-am zis să nu filmez cât strâng. Să pară magie. Ia uitați. A dispărut. Au dispărut toți. Toți, toți. Așa. Acum. E ajunul Crăciunului, cum am zis. Așa că haideți să facem un vis făcut. Să știți că noi chiar suntem de la visul la cheie. Suntem cei mai buni de la visul la cheie, să știți. Vedeți? Imensă casă. Foarte de calitate, dar nu prea se... Deschide-te, mă, deschide-te. Ia uitați, dragilor, nici măcar n-are ușa, așa că dacă vrea vreun hoț să spargă casa, e binevenit. E super casa. Gata, vedeți? A fost atât de greu. Doamne, știți cât de greu a fost? A fost extrem de greu, foarte greu. Foarte greu. Foarte. Vedeți? Foarte greu. Trebuie să ies pe ușa. Așa, și-am ieși pe ușă. Mă rog, deci suntem de la visul la cheie și dacă vă doriți o casă foarte frumoasă, cu praf și cu gândaci, dar foarte frumoasă, sunați-ne, pentru că de Crăciun vă vom face un dar. Mi-am făcut aceste urțeni. Ești fericită, așa. Nu, vreau să mă întorc acasă, vreau să mă întorc acasă, m-ați răpit! Glumește! N-am răpit-o, nu suntem infractori, n-am răpit-o. Nu i-am furat niciun bănuț și nu am forțat-o să vină aici, deloc. Și nu i-am forțat cameramanul, care dacă nu o să mă filmeze și dacă o să mă spună poliției, n-o să mai rămână în viață. Da. Deci, asta a fost visul la cheie, noul episod de Crăciun. Și a fost foarte tare să lucrez cu acest cameraman care mă filmează foarte prost și dacă mai continuă mult, nu o să mai trăiască, dar nu contează. Focusat? Mă focusează camera asta. Focusează. Da. Și camera de căcat ai, nici mă focusează. Oh, gata. Așa. Deci dacă mai vreți să facem un vis să devină realitate, sunați la visuri la cheie. Numărul este afișat în descriere. S-ar putea, pentru că nu știu dacă o să mai trăiască să-l posteze, dar o să-l postez eu și eu nu știu să-l pun în descriere, așa. O să vi-l zic acum. Notați-vă, oameni buni, notați-l! Pentru că o să aveți nevoie de el. Pentru că o să vă arde, o să vă dăm foc la casă și după aceea, ca să ne dea nouă 10 milioane, 10.000 de catralioane de euro. Glumesc, 10 lei, da, 10 lei. Nu mai mult. Adică o să vă spunem că să fie 10 lei, adică da, 10 lei, da. Nu o să vă zicem 10 lei și apoi o să zicem 10.000 de lei după ce facem minunăția de casă cu gândaci. Stris cu gândaci, o să fie atât de frumos, să vă prieteniți cu ei, să vă căsătoriți cu ei.
Notați-vă numărul. Numărul este 0743434343434343. Da. Asta este. După ce fur un telefon, mă puteți suna. Adică după ce îmi cumpăr alt telefon, mă puteți suna. Da. Asta vreau să zic. Bine, deci vă rugăm să sunați. Da, deci vă rugăm să sunați, pentru că v-am zis, o să aveți nevoie de numărul care vi l-am zis adineauri. Așa că pa! Bun, acum oprește ca să poți să te strâng de gât.